Prieteni, vă salut! Suntem în sfârșit de luna august. Suntem la una din stupini care anul acesta în mare parte au fost lucrată pentru producție de miere. Din fiecare familie de aici s-au luat 3-4 rame de puiet după salcâm. Tratamentele au fost primăvara benz. Nu, primăvara asta n-am pus nimic. Aici am pus prima dată benz pe bază de amitraz după salcâm. Tot după salcâm odată am pus acidoxale cu glicerine. Și la floarea soarelui, în ziua când am dat caturile jos, am pus benz pe bază de amitraz. Asta a fost a treilea tratament. Și a patrulea, aici două săptămâni urmă, s-a făcut sublimare. Ce facem astăzi? Astăzi verificăm, o să arătăm cum verificăm noi infectația cu varoa. Am făcut deja la câteva stupini și ca concluzie, încă o dată, tratamentele făcute la timp în prima parte a sezonului, acele dau cele mai bune rezultate. După sau în a doua jumătate a sezonului, la floarea soarelui, după floarea soarelui, putem să băgăm litri de chimicate sau biotratamente de care și care ce folosește, vizual nu-i vedem, iar când facem spălături, vă spun că ieri am văzut familii care aveau și 40 și 50 de varoa la o singură spălătură, adică la un pumn de albin luată de pe o ramă. Și la fel, avem locații cu prezența varoa zero, așa mi-arată spălăturile. Ce am făcut aici până acum e foarte și foarte bine. Aici avem o familie, ea a mai fost prezentată anul acesta. E una din familii care practic a fost recordistă la miere. Înseamnă că și acum ar trebui să aibă populații mari. Iar familia unde tot timpul a fost, unde este populații mari, acolo a fost puiet. Și acolo nivelul de infestare cu varoa trebuie să fie în mod normal ridicat. Împreună cu dumneavoastră o să verificăm acest lucru. O să rog pe Dani să arate de jos. Vrem să arătăm cât albine avem acum încă care stă sub rame. Poftim, Dani, că arată aici de jos ce o să avem. Poftim, nu știu ce se vede acolo, dar cred că are albine multe. Nu mai arătăm și altele familii că s-o omoară mult albine. Știu că este mult albine jos. Acum o să prezentăm ce avem. Aici am dat 3 hrănitori. 2. Astăzi o să fie dat ultimul. Și tot astăzi punem ultima turtă proteică. Poftim, dacă o să vă uitați atent. Tot albina e sură, e o albină foarte și foarte bine pregătită pentru iernat. Aici noi ne pregătim să punem așa masa de lucru. Asta o să fie folosită pentru verificare. Cum am mai spus, astăzi o să dăm încă un hrănitor și tot astăzi o să le punem în câștigătorul. Și o să vă arătăm cam cum se prezinte ca puiet, ca hrană, pofte. Aici mai este puiet. Aici la fel avem încă puiet. Partea asta la fel, rama asta e plină cu miere. Aici deja rama se pregătește pentru iernat. Aici avem ceva puiet. Ar fi bine să vedem matca, ca nu cumva să o scuturăm. La fel. Puiet frumos.
Așa, aici avem o ramă, iar de unde clozionează puiet, avem ceva... Aha, matcă pe rama de jos. Înseamnă că de aici, de unde și eclozionează puiet, o să scuturăm ceva albine ca să vedem gradul de infestare. Rama asta o punem înapoi. La cât... Aici iarăși avem, poftim, și matca. Familia dată o să fie pus un semn și aici neapărat o să mai venim încă cu un hrănitor de sirop. Acea ramă e plină cu miere. Așa, avem trei rame cu miere, una goală și avem șase cu puiet. Anul acesta, dacă observați, noi să avem câteva stupini care vom ierna pe un corp. Adică în mare parte o să fie stupinile care le pregătim pentru sezonul următor ca să fie pusă doar pentru cules la miere. Din ele nu o să mai facem roi, așa sperăm, și nu o să mai scuturăm albină pentru nuclee. Pentru asta avem nevoie de o pregătire mai bună în privința de hrană. Aici o să intervenim cu hrana atâta timp cât o să fie nevoie, ca să fie multă hrană pentru iarnă și în primăvară, să intervenim mai târziu față de familii care o să fie pregătite pentru roiți și pentru populare la nuclee. Și la fel cu tratamentele, trebuie să fim mai atent. Bine, scuturăm. Îi dăm voie ca albina zburătoare să plece înapoi. Așa. La așa familie mi-e interesant și mie ce o să avem la capitolul de varoa. Așa. E o filmare care o să fie o leacă mai lungă, dar e nevoie să arătăm și asta. Și facem așa o spălătură. De obicei, dacă este varoa, momentan se vede. Așa, lăsăm o leacă să limpezească. Zero. E zero. Foarte bine că e zero.